Domnule președinte, stimați colegi, suntem într-o criză energetică la nivel mondial, care evident nu a ocolit nici România. Dar guvernul, parlamentul au găsit cele mai bune soluții pentru românii afectați de creșterile de prețuri, chiar și interimar. Executivul PNL și Parlamentul au identificat cele mai eficiente măsuri pentru scăderea facturilor la electricitate și gaze: plafonare, compensare, amânare. Aproape 15 milioane de români vor beneficia, iar facturile vor fi la același nivel ca în 2020, în ciuda creșterii majore a prețurilor la nivel mondial. Astfel, plafonarea prețului se va face la distribuitor, nu la producător, pentru a nu pune în pericole investițiile și să nu ajungem în viitor în crize similare. Prețurile plafonate sunt 1 leu pe oră la curent electric și 0,37 kWh la gaze. Plafonarea reprezintă prețul final facturat pentru clientul clasnic. Dacă prețul se duce peste un leu pe kWh, intervine plafonul. Plafonarea se aplică pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. În ceea ce privește compensarea facturilor, acestea vor beneficia clienții casnici. Mai exact, pe lângă prețul plafonat, aproximativ 70% dintre consumatorii casnici vor beneficia și de compensare pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, cu luarea în considerare unui preț de referință de 0,68 lei pe kWh la energie electrică, respectiv cu luarea în considerare unui preț de referință al gazului natural de 125 lei pe megawatt -or. Astfel, cantitățile de energie pentru care se acordă compensație sunt cuprinse în, între 300 kW pe lună, 1.500 kWh energie electrică pentru întreaga perioadă, noiembrie-martie, respectiv echivalentul în kW a 1.000 m3 de gaze naturale pentru întreaga perioadă. Mai mult se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensației de maxim 10%. La energie electrică, după cum spuneam, prețul de referință al energiei este de 0,68 lei pe kWh, compensația fiind în valoare de cel mult 0,291 lei pe kWh. La gaze naturale, prețul de referință fiind de 125 lei megawatt Se acordă o compensație valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului. Reducerea se va face direct în factură, iar românii nu vor fi nevoiți să depună niciun act la aceste măsuri se adaugă și amânări la pată pentru consumatorii vulnerabili pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021, 30 aprilie 2022, adică aceștia pot să le plătească după ce ies din iarnă. Nu am uitat nici de IMM-uri. Acestea vor plăti doar prețul energiei, toate taxele, tarifele reglementate și nereglementate sunt scoase și vor fi suportate de la bugetul de stat, în așa fel încât acestea să poată să fie competitive, să-și nu-ți piardă astfel competitivitatea. Cred că este de datoria noastră, a parlamentarilor, să explicăm cetățenilor cât mai bine aceste măsuri, pentru a le cunoaște, pentru ca cetățenii să știe că nu au fost luați de izbeliște și că vor putea să treacă această perioadă grea mai ușor. Vă mulțumesc, deputat PNR de Neamț, Laurențiu Dan Leoreanu.